Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să începem cu chesturile. Avem aici un golden chest în care avem 668 de gold, avem wildcard-uri comune, Electro Spirit, Cannon Card și Hell Spirit. Bun, deci gold și star points. Haideți să deschidem și acest magical chest. Folosim un chest key și să vedem dacă găsim vreo epică în el. 1600, aproape 1700 de gold. Avem Hog Rider, Mega Minion, Goblin Cage, Mini P.E.K.K.A, Barbarian, haideți să vedem Tesla și avem 11 Electro Dragon. Bun, ajungem la 138 din 200. O vom axa cât de curând. Haideți să vedem și în tire ce avem. Și sunt o grămadă de chesturi care au rămas nedesfăcute. Începem cu key chest-ul și să vedem 4 gemuri. Trecem rapid, ne uităm doar dacă avem ceva epic sau legendar, de ce nu? 2 gemuri și nicio epică, din păcate. Mergem mai departe, avem aici 2 gemuri din nou, un wildcard epic și atât. Încă unul cu 3 gemuri, din nou fără epică, dar strângem acolo gold. Avem mai 10 Inferno, 2 gemuri, un wildcard din nou și cu siguranță doar atât. Încă unul, hai să vedem, 2 gemuri și avem din nou un Electro Dragon. Mai avem 2 chesturi, hai să vedem, 2 gemuri aici, un Witch și ultimul chest cu 2 gemuri, un wildcard epic. Și cam atât. Bun. În episodul de azi vom juca meciurile din acest challenge cu Electro Spirit, în care va trebui să ne construim un deck care să conțină și această carte. Cărțile vor fi blocate la level 9, așa că haideți să vedem. Bun, avem Electro Spirit. O să încerc să merg pe deck-ul meu clasic. Folosim Valkyra, Mini P.E.K.K.A, Tesla. Să luăm rachetă sau Fireball. Aș lua mai degrabă Fireball-ul și ce mai aveam noi? Freeze-ul și Hog-ul ar trebui, dacă nu l-am pus deja. Uite Hog-ul. Mai avem nevoie de vreo carte, una singură. Hai să vedem ce lipsește. Ok, da, arcașele sau Baby Dragon. Cred că o să iau totuși arcașele. Bun, și în loc de Arrows avem acest Electro Spirit. Bun, 3.5 avem average-ul de elixir și haideți să-i dăm drumul cu primul meci. Avem un reward de 2000 de gold care ne așteaptă. Bun, începem cu... punem Valkyra din spate, punem și Tesla pe centru. Trimite deja Electro Spirit acolo, are de level 6, asta înseamnă că e un jucător destul de slab. Punem aici Hog-ul. Punem Tesla. Dăm un Fireball pe... da, reușim să prindem Muschetira și reușim și un hit cu Valkyra pe turnul din stânga. Bun, scăpăm fără damage până în acest moment și vom încerca un nou atac. O să pornim cu arcașele din spate. Ok, punem Mini P.E.K.K.A-ul aici. Și probabil vom continua cu push-ul pe partea dreaptă. Hai să vedem, trimitem și Hog-ul. Și ar trebui să-i dăm jos turnul la acest atac. Așteptăm să dăm un freeze pe... excelent. Bun, dacă n-are zap, ar trebui să-i... da, îi scoatem turnul. Și rămânem în avantaj. Să punem Tesla din nou pe centru. Pun arcașele aici, ar fost bun Mini P.E.K.K.A-ul.
dar nu aveam suficient elixir și scăpam fără damage. Să începem acum cu Valkyra. O să pun pe partea dreaptă să ne apere turnul, dar așteptăm să vedem ce va face el. Să punem pe stânga totuși. Trimitem mini P.K.O. pe partea dreaptă. Ok, dăm aici un freeze. Să dăm un fireball. Trimitem bineînțeles și electro spiritul. Da, reușim să ieșim cu bine din acest atac. Și au rămas mai puțin de 30 de secunde până la finalul partidei. Să ținem de acest avantaj. Punem mini P.K.O.-ul aici. Dăm și un freeze și da. Cu siguranță victoria este a noastră. Trimitem Valkyra, trimitem electro spiritul. 10 secunde rămase. Spunem Tesla. Și da, cu siguranță obținem prima victorie din acest challenge. Avem 2000 de gold. Și următorul reward era un electro cum se numește, Flying Chest parcă. Începem al doilea match. Hai să trimitem un mini P.K.O. pe partea dreaptă. Vom trimite și Hog-ul. Cu arcașele în spate. Și nu știu dacă mai e necesar freeze în acest moment. Nu reușim să ajungem pe turn. Să punem Tesla, de fapt. Mai degrabă plecăm cu electro spiritul și vom pune Valkyra în față împreună cu mini P.K.A. Trimitem Hog-ul, un hit acolo pe turn, excelent. Reușim primul hit și ne mulțumim cu atât momentan. Punem electro spiritul aici. Să punem și Valkyra. Avem un mic avantaj, acum e și mai mic. Dar important e că suntem în match. Joacă destul de bine, foarte precaut ca și noi. Să începem din nou cu mini P.K.O. din spate. Să trimitem și Hog-ul. Și în acest moment vom pune freeze-ul. Trimitem o electro spiritul. Nu prea ne-a ajutat acolo. Dar reușim să-i dăm damage destul de mare pe turn. Nu știu cum o scăpa din acest atac. Să trimitem Hog-ul. Ne luăm destul de mult damage pe turn. Rămânem cu 1000 la viață. Și trebuie să schimbăm neapărat acest lucru. Așa că vom încerca și noi un push. Trimitem electro spiritul. Dăm fireball-ul pe arcașe. Trebuie să avem grijă. Aveam un avantaj foarte bun. Din păcate, nu mai avem. Nici probleme cu netul. Ok. Punem arcașele. Nu. Wow, și pierdem din păcate acest match din cauza conexiunii la internet. Bun, hai să continuăm. Nu e nimic rău.
vom recupera. Începem cu arcașele. Punem Valkyra aici. Și trebuie să folosim și frizul. Oh, și are drum liber mini pe cau pe turn. Reușește câteva hituri nesperate, sincer. Să trimitem Hogul și Electro Spiritul ar trebui să rezolve acel arcașă. Da, îi doborâm turnul din dreapta și avem avantaj destul de bun. Trimitem mini pekau. Cu siguranță va da Goblin Barrel-ul pe turnul din dreapta. Punem aici Valkyra. Ok, dăm un Fireball și scăpăm de acel Minion Horde. Ne-ar fi pus probleme foarte mari. Punem Electro Spiritul și scăpăm binișor din acest atac. Bun. Ne apropiem de ultimul minut. O să trimitem Hogul la înaintare. Deși aș fi preferat să mutăm atacul pe partea stângă. Pierdem aici și pe elixir. Punem Valkyra pe prințesă. Mini Pekau aici. Și un Fireball. 45 de secunde. Trebuie să rezistăm. Da, mutăm atacul pe partea stângă. Și... oh, din nou pierdem elixir. Ne scoate cu... am scăpat de prințesă. Bun. Trebuie să avem grijă la... cel Goblin Barrel. Vom folosi Fireball-ul. Punem Valkyra și cred că este foarte aproape victoria. Da, reușim să obținem și cea de-a doua victorie. Ar fi fost a treia dacă aveam puțin noroc meciul trecut și n-ar fi picat conexiunea la internet. Bun, hai să deschidem chest-ul. 600 de gold, 690 de gold, wildcard, royal recruits, din nou electro dragon și nu schimbăm nimic, nu o să dăm niciun skip. Bun. Haideți acum să mai avem aici un chest. Îl deschidem, dar nu găsim nimic interesant. Și haideți să continuăm cu maxatul cărților. Vedem că suntem aproape cu atât cu Electro Dragon, cât și cu X-Bow de maxat, dar hai să ne uităm în Magic Items Inventory și vedem că avem 60 de wildcard-uri pe care le putem folosi fie pentru acest Electro Dragon, fie pentru X-Bow. Însă, sincer, aș merge pe Electro Dragon pentru că îl folosesc mai des decât X-Bow și cred că am nevoie mai repede de un Electro Dragon maxat. Așa că haideți să folosim aceste wildcard-uri și să maxăm Electro Dragon-ul. Îl facem de level maxim și bineînțeles îi vom aplica și Star Points-urile. Avem Gold. Următoarea carte ar fi vrut să fie o legendară, dar nu avem suficiente cărți și nici cu X-Bow nu putem să ajungem, chiar dacă avem noi
Da, avem doar două tokenuri epice. Dacă am fi avut trei, aveam o șansă, dar trebuia să găsim pe cineva să facem schimbul. Bun. Haideți să facem o carte cu star 2 și poate chiar cu star 3. Aveam Goblin Barrel-ul pe care îmi doream să-l fac de level 3. Aveam nevoie de 200.000 de star points și le avem. Îl facem de level 3. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!